Raluca Bădulescu s-a căsătorit cu Florin în urmă cu 13 ani, 3 luni mai târziu de când s-au cunoscut, iar de atunci sunt de nedespărțit. Vedeta n-a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, acel făt frumos pe care l-a așteptat mult timp. S-a îndrăgostit la prima vedere și încă are clar în minte toate detaliile de la prima întâlnire cu cel care i-a fost predestinat. Jurata de la Bravo, iStyle, a povestit cu lux de amănunte cum a decurs prima întâlnire și cum se înțelege acum cu partenerul ei. Sunt curioasă, ce te atrage pe tine la un bărbat mai întâi și mai întâi? Îți mai amintești cum era îmbrăcat Florin atunci când v-ați cunoscut? Ce ai remarcat prima oară la el? Pentru că ai spus că a fost dragoste la prima vedere, sunt sigură că ți-amintești. Da, îmi amintesc cum era îmbrăcat. Ochii, privirea, atitudinea, comportamentul, imaginea sunt primele lucruri care mă atrag la un bărbat. Nu sunt și nu am fost niciodată o femeie superficială. Privirea este cea mai importantă, ea spune o mie de lucruri despre un om. Ne-am cunoscut la sfârșitul unei veri, venise de la Ibiza, purta un stil bohochic specific Ibizei pe care nu îl mai văzusem. O mie a atras și din punct de vedere fizic, dar și cu locul său. Avea o nonșalanță, un aer special. A fost dragoste la prima vedere. Aveai 34 de ani când l-ai cunoscut pe soțul tău și mărturiseai că nu ai renunțat niciodată la speranța de a-l găsi pe făt frumos al tău pe cal alb. Și uite că s-a întâmplat. Mai mult, v-ați căsătorit la 3 luni după ce v-ați cunoscut. Crezi în predestinare? Ce ai simțit când l-ai văzut? Da, aveam 34 de ani și îl așteptam pe făt frumos. Am fost foarte fericită cu primul meu soț, Val Pungă, în continuare avem o relație extraordinară, dar îl așteptam pe acel bărbat de care eram convinsă că există pentru mine. Pur și simplu am știut de când l-am văzut pe Florin că el este acela predestinat, cred în destin, cred în Dumnezeu, cred în minuni, ele există. Ne-am căsătorit la 3 luni după ce ne-am cunoscut, cununia religioasă am făcut-o la 10 ani după ce ne-am cunoscut. Am plecat la Ibiza, unde am stat 3 luni, și ne-am reîntors în țară. Apoi ne-am mutat 2-3 ani în Spania. Este o poveste care se scrie în continuare.